Salut! Eu de 2 săptămâni încoace am lansat un mic, așa să zic, provocare pentru mine însumi, pe cine ar trebui și pe cine nu ar trebui să votez la alegerile care vin la primăria Chișinăului. De aceea eu am să încep cu Silvia Radu. De ce nu trebuie votată Silvia Radu? Acum 2 săptămâni, după cum vedeți aici, a fost un spațiu de joacă pentru copii. Silvia Radu a venit aici, a vorbit cu oameni, a spus că dacă este o ilegalitate, ea o să se ocupe și o să ia măsuri. O trecut 2 săptămâni și ei în continuare construiesc. Deci, practic, ea este la primărie sau o să vină la primărie sau nu este la primărie. De fapt, ei nu ajută cu nimica, pentru că, după cum vedeți, în continuare se construiește un bloc. O să construiască un bloc locativ. Și blocul ăsta locativ este făcut pe spatele, cum să zice, unui teren de joacă, ceea ce nu este ok. Recons Civil. Vi se pare cunoscut? Da. Deci eu nu știu cum eu achiziționat spațiul ăsta care era un spațiu de joacă pentru copii, pentru că eu locuiesc nu departe. Și foarte mulți au venit, practic, aici să se jucau. Deci, sănătate la Recons Civil, care construiește pe baza, cum zici, pe spatele copiilor, pe spațiul unui spațiu de joacă. De ce? De ce să nu votez Silvia Radu? Pentru că este o mincinoasă și pentru că femeia asta zice că face, dar în realitate nu a făcut nimica, pentru că construcția merge.